Sunt Radu Nichita de la Mentor Training, companie de instruire în domeniul managementului echipelor și al vânzării. Coaching în 7 pași, în esență, este o metodă americană adaptată la specificul din România. Eu țin cursuri deschise de coaching managerial, respectiv leadership aplicat, transformat, adaptat, modernizat la ziua de astăzi, din 2006. Și cred că am 54-55 de sesiuni de curs deschis și în sală, iar în 2020 inclusiv pe Zoom. Scopul trainingului este acela de a dezvolta cunoștințe practice, abilități lucrative și atitudine pentru a putea implementa coaching la nivelul membrilor organizației. Ei bine, după aceste exerciții practice, în care o să luăm un scenariu, vom face la început 3 pași, 4, după care vom tot extinde și vom exersa metoda integral, toți cei 7 pași, după aceea vom mai cunoaște un instrument de feedback profesional. Se numește After Action Review, în românește învățare după o acțiune, sau în limbaj mai popular, plus și delta. Este un instrument care își propune să scoată subiectivismul dintr-un feedback oferit, primit în cadrul echipei, în cadrul organizației, punând câteva, dacă vreți, bune practici înainte. Și anume, când dorim să oferim un feedback cuiva, întotdeauna începem cu plusuri. Dar plusuri nu în termen de etichete, ești ok, că nu înțelege nimeni nimic din treaba asta, ci în termen de comportamente. Face, aplică, realizează, este capabil să implementează, spune, rezolvă, clarifică. Plusuri întâi, o coloană și după aceea, nu minus, nu plecăm de la ideea că facem ceva negativ sau ceva cu minus, nu, ci exact ca la fizică, delta, plus și delta. Delta însemnând ca la delta T. Da? Sunt de 8 și vreau să fiu de 9, vreau să cresc, vreau să dezvolt. Dacă vreți altfel, plus și de dezvoltat. Ce înseamnă de dezvoltatul acesta? Nu îi spunem colegului scrii urât, ci îi spunem hai să facem un training ca să scrii mai frumos. Vedeți? Nuanța este cât se poate de protectivă, cât se poate de soft, elegantă, dar totuși rămâne, dacă pot să folosesc cuvântul, asertivă, focusată pe ceea ce este realitatea. Ceea ce este de făcut. Nu ne menajăm suplimentar și gratuit ca să constatăm că nu ne facem activitățile. Însă putem să îmbrăcăm, încă o dată spun soft on people, hard on problem, putem să îmbrăcăm aceste metode și instrumente de lucru într-un mod pozitiv, într-un mod constructiv. Și încă ceva, la plus și delta. Plusurile pot să fie mai multe, ceea ce este și adevărat. Colegii noștri fac multe lucruri bine și fac lucruri bune în general din ceea ce li se cere, din ceea ce au ca responsabilitate. Însă la delta, două delta. Două delta, stimați colegi, sunt suficient de multe pentru a genera schimbarea, că noi aici discutăm despre schimbare. Da? Și sunt suficient de puține cât să se rețină. Aha, trebuie să scriu mai frumos. Aha, trebuie să nu mai întrerup pe clientul respectiv. Și este un, dacă vreți, o percepție voită de disproporție care să păstreze atitudinea. Pentru că dacă eu aș spune 10 plusuri și tot 10 delta, s-ar putea să-l demotivez la omul meu. Și după aia să mă întreb, oare de ce nu vrea, oare de ce nu funcționează procesul de coaching cu persoana respectivă și în general.